Un bău ca toți boii, puțin la simțire, în zilele noastre de soarte ajutat, și decât toți frații, mai cuosebire, după și readă un post însemnat. Un bău, un post mare? Hm, drept cam ciudat vine. Dar asta se întâmplă în oricare loc. De cât multă minte, știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa de-a vieței veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, că cu dânsul nimeni nu e potrivit. Vițelul atunci, plin de bucurie, auzind că unghiul s-a făcut boier, care clăi sumă și livez o mie, mă duc, zise îndată vițel fânt să-i cer. Fără a pierde vreme, vițelul pornește, dar pe loc o slugă vine și-l oprește. Ajunge la unghiu, cearca a intra. Acum doarme, zice, nu-l poți supăra. Acum doarme? Ce fel? Pentru întâia dată după prânză, doarmă. Obiceiul lui era să nu șează ziua niciodată. Îs somn nu prea-mi place și o să-i o spui. Ba să-ți cauți treabă, că mănânci trânteală. S-a schimbat boierul, nu e cum îl știi. Trebuie înainte să mergi cu sfială, primit în casă dacă vrei să fii. La o mușicie atât de mare, vițelul răspunde că va aștepta. Dar unchiul se scoală leacă la plimbare, pe lângă el trece, fără a se uita. Cu mâhnire toate băiatul le vede, însă socotește că unchi orbit. Căci fără îndoială, nu putea crede că buna să arudă să-l fi ocolit. A doua ziară, și prea de dimineață, să-i găsească vreme la dânsul veni o slugă ce afară îl vedea că îngheață ca să-i facă bine de el pomeni. Boierule, zise, așteaptă afară ruda dumitale, al doamnei vaci fiu. Cine? A mea rudă? Mergi de-l de pe scară. N-am astfel de rude și nici voi să-l știu.